Doamnelor și domnilor, bună ziua! Încep știrile prânzului. Valul al cincilea al pandemiei face ravagii. Crește alarmant numărul deceselor provocate de COVID-19. Autoritățile au raportat 193 de decese în ultimele 24 de ore și peste 36.000 de noi infectări. În plus, incidența cazurilor a crescut în capitală la 34,29 la mie. Stăm de vorbă despre aceste cifre cu Gilda Popescu, medic pneumolog. Doamna doctor, bună ziua! Bună ziua! Cum se explică această creștere galopantă a numărului de decese în contextul în care, teoretic cel puțin, vorbim despre o tulpină mai blândă? Da. Populația probabil încă nu a conștientizat că pandemia nu a luat sfârșit și au renunțat la o parte din măsurile pe care specialiștii le-au tot promovat în ultima vreme. Se știe într-adevăr că această tulpină circulantă, în proporție de 80%, tulpina Omicron, are virulență și patogenitate mai redusă, dar nu este total inofensivă. Odată cu ea mai este prezentă și tulpina Delta și foarte probabil ea este responsabilă de numărul ridicat de decese, dar și cazurile care ajung în terapie. Semnalul de alarmă trebuie încă menținut acolo și populația să înțeleagă că avem nevoie să respectăm măsurile care, chiar dacă sunt aceleași, sunt cele care și-au dovedit eficacitatea, adică evitarea aglomerațiilor, păstrarea distanței fizice, purtarea măștii, izolarea contactilor și a persoanelor îmbolnăvite și totodată testarea tuturor simptomaticilor, dar și a celor care sunt contactați cu persoane confirmate. Vaccinarea, la fel, este demonstrată din totalitatea cazurilor, cele mai grave sunt cele la persoanele nevaccinate. Deci, rămân valabile și poate prin aceste cifre populația trebuie să înțeleagă că avem nevoie să respectăm niște reguli până când pandemia aceasta o să înceapă să scadă ca și intensitate, iar cazurile să devină într-adevăr forme simple care să nu mai ridice probleme de internare sau mai grav care să ajungă în stare critică și să decedeze. Da, medicii și cercetătorii care urmăresc tendințele valului al cincilea, în speranța că vom ajunge la o zonă de platou după care cazurile ar începe să scadă, spuneau că în prima zi de marți acestei săptămâni, în cazul în care vom avea mai puține cazuri decât săptămâna trecută în aceeași zi, ar fi un prim semnal că am trecut de platou. Săptămâna trecută, marți pe 1, au fost 40.018 cazuri, azi 36.269. Credeți că lăsăm în urmă vârful valului al cincilea? Da, s-ar putea. O să vedem ce se întâmplă zilele acestea, dacă într-adevăr numărul de cazuri vor fi la această valoare, adică rămân în platou, sau vor avea tendință la scădere. Dar legat de ceea ce se întâmplă în practică, încă vedem foarte mulți pacienți care se adresează serviciilor de specialitate pentru simptomatologie respiratorie și care se confirmă a fi încă COVID. Deci nu trebuie să lăsăm garda jos, trebuie încă să respectăm măsurile care și-au dovedit eficacitatea. Doamna doctor, ne așteptăm în intervalul următor, săptămâna aceasta, săptămâna viitoare, să avem mai multe cazuri de internare, mai multe cazuri grave, să crească numărul deceselor? Din ce am văzut că se întâmplă în serviciul ambulator, sunt într-adevăr cazuri un pic mai complicate față de cele pe care le înregistram în urmă cu aproximativ 2 săptămâni. Dacă marea majoritate a cazurilor din urmă cu 2 săptămâni prezentau o simptomatologie frustă, minoră, acum ei vin iarăși pacienții cu febră, cu stare generală profund alterată, cu scăderea saturației. Deci încă probabil este vorba de tulpina Delta care încă circulă, iar studiile de secvențiere au demonstrat că această tulpină este încă prezentă și mă refer la ea pentru că s-a demonstrat că aceasta a fost tulpina din valul 4 și care a provocat
cel puțin pentru România, cele mai multe decese. Da, de altfel, Ministrul Sănătății anunța săptămâna trecută secvențiere extinsă pentru pacienții de la ATI pentru a stabili cu ce tulpină au fost aceștia infectați. Doamna doctor, deja în țările occidentale se vorbește despre urmările pe care le va lăsa pandemia și se vorbește despre fenomenul long COVID. Din punctul dumneavoastră de vedere, ca medic pneumolog, cum credeți că sechele vom rămâne în sistemul de sănătate în urma infectărilor atât de numeroase cu COVID-19? Da, încă din pacienți simptomatici la 6 luni, un an de zile de la îmbolnăvire. Se plâng de acea astenie fizică marcată, se plâng de cefalee, de disconfort toracic. Dacă evaluăm corect, vom vedea că există încă modificări la nivelul organismului, predominente fiind leziunile de tip fibrotic care se instalează în plămân, dar și afectările de la nivelul sistemului nervos central. De aceea, acest sindrom long COVID este acum în studiere și probabil o să stabilim în funcție de evaluările pe care le vom face pacienților care au trecut prin COVID, de necesitatea efectuării unor tratamente. S-a afirmat că, de fapt, acesta este rezultatul unor terapii ineficiente care s-ar fi aplicat în perioada acută a bolii. Rămâne să și demonstrăm în practică că acesta este practic substratul privind prezența acestui sindrom la pacienții post-COVID. Gilda Popescu, medic pneumolog, mulțumim foarte mult! Schimbăm registrul. În plan politic se lasă cu plângeri penale după scandalul de ieri din plen. Ministrul Energiei Virgil Popescu anunță că va depune o plângere penală pe numele deputatului George Simion după ce acesta l-a bruscat la tribuna din plen. Gabriela Mihai urmărește subiectul și vine cu date suplimentare. Bună ziua, Gabi! Am găsit în cursul acestei zile, ministrul Energiei Virgil Popescu va depune la parchet o plângere penală împotriva lui George Simion, liderul AUR, după ce acesta l-a agresat ieri în plenul Camerei Deputaților, în timp ce Virgil Popescu își susținea discursul împotriva acelei moțiuni simple depuse de USR. Important de menționat este că între timp Virgil Popescu, ministrul Energiei, a făcut astăzi și o solicitare la Parlament pentru a putea intra în posesia imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, imagini pe care de altfel le va atașa plângerii penale pe care o va face la parchet, astfel încât aceste imagini se va vedea cum a decurs totul. Ne reamintim că liderul AUR, George Simion, s-a dus la tribuna de la care vorbea Virgil Popescu, l-a luat pe acesta de gât și l-a făcut hoț. În replică, Virgil Popescu la un moment dat l-a făcut prost pe George Simion și în felul acesta ulterior a fost suspendată ședința, astfel că ministrul Energiei Virgil Popescu a refuzat apoi să mai intre în ședință pentru a-și continua discursul, tocmai din cauza a ceea ce s-a întâmplat. Pe de altă parte, vedem că în aceste momente de Parlament, liderul AUR ar putea fi sancționat, însă sancțiunile ar fi foarte mici, ar putea avea un avertisment. Prin urmare, Comisia de Regulament din cadrul Camerei Deputaților așteaptă propunerile venite din partea parlamentarilor, astfel încât acest regulament să se modifice pentru a putea fi luate măsuri mai dure în cazul în care astfel de incidente ar mai avea loc. Mulțumesc, Gabriela. Politicienii s-au solidarizat cu ministrul Energiei după violențele comise asupra sa de copreședintele AUR, George Simion. Printre cei care l-au sprijinit pe Virgil Popescu se numără Nicolae Ciucă, Florin Câțu, dar și cei de la USR care l-au vrut demis. Vom vedea ce putem să facem în regulament ca astfel de evenimente să nu se mai întâmple. Chestorii să intervine, să-l ia, să-l scoată din sală. Pe George Simion, nu pe ministru. În Parlamentul României poți să-ți exprimi public opinia la microfon. Nimeni nu îi oprește. Și eu când am prezidat, ați văzut, și o ședință solemnă, i-am lăsat, deși aveau 3 minute, i-am lăsat să vorbească 10, 15, să spună ce au de spus. Să-i, așa îi vede lumea cine sunt. Dar să vii și să agresezi fizic pe cineva,
trebuie sancționat și de Parlament și de autoritățile române. Și premierul Nicolae Ciucă a reacționat printr-o postare pe contul oficial de Facebook al Guvernului. Premierul Nicolae Ciucă dezaprobă actul de agresivitate îndreptat împotriva unui membru al Guvernului în cadrul unei dezbateri în Parlamentul României. Acest gen reprobabil, care marchează o degradare fără precedent a dialogului politic în cadrul legislativului, se înscrie într-o serie îngrijorătoare de acte de instigare la violență, mult dincolo de limitele liberei exprimări ale unei opinii politice. De altfel, mai mulți dintre parlamentarii liberali și-au arătat solidaritatea față de ministrul Virgil Popescu. Deputatul Gigel Știrbu, fost ministru al culturii, spune că incidentul a fost o premieră absurdă care nu trebuie să se mai repete niciodată. Orice zi în care un golan precum George Simion este liber și orice zi în care acest borfaș mic, dar cu pretenții mari, își spune deputat și vorbește de la tribuna Parlamentului, este o zi pierdută pentru România, este concluzia lui Știrbu. Președintele PNL Sector 1 susține că, dincolo de violența gesturilor în sine, vorbim de un atentat la democrația românească și la autoritatea statului român și aseamănă gestului Simion cu cel făcut de sovietici. Asta în timp ce deputatul Cristian Băcanu spune că gestul lui George Simion este unul inadmisibil. AUR este partidul marionet al Moscovei, un partid extremist, antiromânesc, toxic și antisemit, a susținut Băcanu. De asemenea, chiar și cei care au cerut remanierea lui Virgil Popescu, partidul USR, și-au arătat solidaritatea cu ministrul energiei. USR condamnă agresiunea extremiștilor de la AUR împotriva ministrului energiei Virgil Popescu. Nu trebuie să ajungem la violență ca să-i sancționăm pe cei care greșesc. Violența nu a fost, nu este și nu va fi niciodată o soluție. Politica trebuie să fie despre dezbateri cu argumente, nu despre cine are pumnul mai tare, se arată pe pagina partidului de opoziție. Cătălin Drul avertizează că va scoate din nou USR-ul în stradă. Noul președinte al formațiunii a anunțat că protestele vor fi reluate atunci când situația pandemică o va permite. Drul a lansat noi atacuri la adresa PSD și PNL și l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis că a abandonat agenda reformistă. Suntem astăzi singurul partid democratic de opoziție și singurul cu o agendă adevărată liberală din România. Vreau să îi adresez mulțumiri lui Dacian Cioloș pentru munca sa din ultimele luni, pentru contribuția la proiectul fuziunii dintre USR și Plus. Fără Dacian Cioloș și fără Dan Barna, această fuziune nu ar fi existat. USR va face opoziție pe tot terenul și imediat cum situația epidemiologică o va permite, ne veți vedea din nou în stradă. Ne reconectăm la oameni, facem opoziție, propunem politici publice reformiste și pregătim guvernarea din 2024. Cătălin Drul, noul președinte al USR, promite că partidul va face din nou opoziție după ce în ultimile luni a pierdut tot mai mult teren în fața celor de la AUR. Drulăul a lansat noi atacuri la adresa coaliției de guvernare PSD-PNL, dar și a președintelui Klaus Iohannis. Zilele confortului în această coaliție disfuncțională s-au terminat. Au fost prea multe luni de miere și s-a văzut că PNL și PSD nu sunt în stare să conducă România. Coaliția contrafirii are zilele numărate. Traversăm probabil o criză de încredere și în societate în general, mai ales partea modernistă, reformistă din societate e într-o pierdere de încredere că avem încă soluții pentru această țară. Eu consider că motivul principal este marea trădare a agendei moderniste și reformiste a lui Klaus Iohannis din această toamnă. Drulă insistă că USR-ul va rămâne unit, deși partidul a rămas fără președinte la doar 4 luni după congres. În perioada următoare, prioritatea mea este unitatea partidului. Sunt convins că vom ieși din acest moment mai puternici decât înainte. Iar acesta este mesajul meu atât pentru colegii mei, cât și pentru cei de la PSD și PNL. USR va face opoziție pe bune. Cătălin Drul, fost ministru al transporturilor în guvernul PNL-USR, a preluat șefia partidului după demisia lui Dacian Cioloș. Politicianul poreclit Drulăul va conduce interimar formațiunea după ce a fost vicepreședintele care a adunat cele mai multe voturi la congresul de anul trecut. Florin Câțu a discutat cu sindicaliștii din educație. Președintele PNL susține că nu știa nimic despre un eventual protocol între sindicaliști și minister pentru mărirea salariilor. Câțu spune că liberalii sunt de acord cu majorările, însă doar dacă bugetul permite. Au existat mai multe informații în spațiu public că Partidul Național Liberal s-ar opune semnării unui acord despre care noi n-am știut niciodată, nu știm nimic și nu l-am văzut niciodată. Am vrut să fie foarte clar că Partidul Național Liberal susține
majorările salariale în sectorul învățământ, atât timp de învățământ, dar sănătate, toate sectoarele din sectorul public, dar atât timp cât există spațiu fiscal. Înțeleg și am, din discuție pe care l-am avut cu reprezentanții sindicatelor, Ministerul Finanțelor a spus că există 7 miliarde de lei în plus la buget. Acum eu știu că poate banii unii s-au dus la CEC, alții s-au dus la fondul proprietatea, investiți, poate din partea Partidului Național Liberal există susține ca aceștia să fie folosiți dacă există spațiu fiscal și pentru creșterea salarială. Am vrut să facem această clarificare. Președintele PNL Buzău, Gabriel Avramescu, cere public Ministerului de Finanțe să anunțe rezultatul cercetărilor care vizează funcționarii ANAF. Solicitarea vine în contextul în care, în urmă cu o săptămână, procurorii DNA au descins la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice din Buzău. Aceștia au arătat că angajații fiscului obișnuiau să țină evidențe contabile la societăți controlate de ei. Săptămâna trecută, șeful Serviciului de Inspecție Fiscală, persoane juridice și 5 inspectori din cadrul Administrației Finanțelor Publice din Buzău au fost plasați sub control judiciar. Asta după ce procurorii DNA au arătat că aceștia, în loc să verifice firmele, le țineau contabilitatea. Șeful PNL Buzău, deputatul Gabriel Avramescu, a susținut că această practică era una împământenită. Nu este un fenomen nou. Este un comportament care nu mai poate fi tolerat în zona de finanțe publice, pentru că ne plângem cu toții că nu avem, că nu mai e încredere în sistem sau că este o birocrație excesivă în zona de ANAF. Nu e vorba doar de birocrație excesivă, este vorba de niște practici profund imorale, incorrecte și ilegale pe care unii funcționari din cadrul acestui sistem le practică. Și să nu vă că doar nu am pus treaba asta, este în toată țara. Deputatul susține că a început să facă demersuri pentru stoparea acestui fenomen încă din anul 2019. La acel moment, Gabriel Avramescu ocupa funcția de general la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați. Cer public Ministerului de Finanțe și Ministrului de Finanțe să vină să spună clar ce s-a întâmplat cu toate cercetările existente în țară, pentru că nu se pare normal ca de ani de zile să ne facem că nu vedem niște lucruri. Deputatul PNL susține că zilele următoare va propune o serie de propuneri legislative care să pună capăt incompatibilităților la nivelul ANAF. Șeful PNL Buzău a anunțat mai multe modificări în zona de procedură fiscală. O să inițiez și aici am avut și domnul senator și la ambele de inițiam pe una. Ca toate declarațiile care sunt depuse în zona de fisc să nu mai fie depuse de administrator, să fie depuse de către contabili autorizați cu care toate societățile trebuie să aibă la urmă contract. Să terminăm o dată cu treburile astea că ne facem că nu vedem, e exact ca la avocatură. Ca să extinzi o profesie trebuie să dai un examen și să fii în zona respectivă, în zona albă, să terminăm cu zonele gri și cu zonele negre. 5 persoane, dintre care și 3 medici, au transformat eliberarea de adeverințe de vaccinare false într-o adevărată afacere. Prețul unei astfel de adeverințe pornea de la 100 de euro și ajungea chiar și la 250. Astfel, mii de locuitori din Iași și Neamț au ales cu adeverințe de vaccinare. Acum făptașii urmează să dea socoteală în fața legii. 5 persoane, dintre care 3 doctorițe, sunt cercetate penal după ce ar fi oferit 10 de adeverințe de vaccinare false mai multor locuitori din Neamț și Iași. Eliberarea de certificate false devenise chiar o afacere profitabilă până când fapta a ajuns și la urechile polițiștilor. Nu a durat mult, iar inculpații au fost arestați. Decizia a fost contestată la Curtea de Apel Bacău, însă fără niciun rezultat. Dosarul penal vizează mai mulți medici de familie din localitățile nemțene Țipucani și Tașca sau localitatea ieșeană Ciohorani. Potrivit procurorilor, au fost emise mii de adeverințe false de vaccinare COVID-19. Prețul la care erau cumpărate pornea de la 100 de euro și ajungea la 250. Serul pe care pretindeau că îl folosesc era cel de la Johnson & Johnson. În numai o singură zi, peste 400 de astfel de documente au fost date. Pentru a nu fi prinși, aceștia foloseau un limbaj codat pe WhatsApp. Afacerea ar fi început pe la mijlocul anului trecut, iar în octombrie procurorii au demarat cercetările. Pentru a-i prinde, în fapt, au fost folosiți investigatori sub acoperire.
Ulterior, în luna decembrie, făptașii au fost denunțați. Inițial, prețul unei adeverințe de vaccinare este de 250 de euro, însă în luna septembrie acesta a scăzut și a ajuns la 120 de euro. Procurorii au făcut descinderi la locuințele acestora la data de 13 ianuarie, unde au fost identificate și ridicate diferite înscrisuri doveditoare, precum și sume de bani în cuantum de aproximativ 120.000 de euro. Unul dintre orașele care are cel mai mult de suferit din pricina problemelor cu termoficare este Timișoara. Numai puțin de 14.000 de elevi și preșcolari vor învăța în sistem online din cauza faptului că unitățile de învățământ vor rămâne fără căldură. Este o situație care ne îngrijorează. Fiecare Consiliu de Administrație al școlilor a analizat situația termică din clase. Săptămânal se revizuiește această decizie. Practic vorbim deja de două săptămâni în care, așa cum a spus și noastră, peste 14.000 de elevi au fost primiși acasă să învețe online, nu din cauza pandemiei, nu din cauza COVID-ului, ci din cauza incapacității autorităților locale de a asigura temperaturi optime în spațiile de învățământ. Potrivit subprefectului orașului, această situație s-a produs după intrarea în insolvența furnizorului. Cauzele sunt multiple și dacă ar trebui să vorbim cu cei 20.000 de părinți direct implicați, cred că n-ar suna decât niște scuze, nici de cum niște analize coerente. E vorba în principiu de intrare în insolvență a furnizorului de agent termic, de compania Colterm, care din cauza creșterii prețurilor la gazul metan nu are capacitatea de a asigura agentul termic la niște temperaturi optime pentru a permite accesul elevilor în sălile de clasă. Vorbim de săli de clasă în care temperaturile sunt chiar mult sub 18 grade. În acest moment, întoarcerea elevilor la școală depinde de guvern. Au avut loc întâlniri între domnul prefect Mihai Litivoiu și primarul Dominic Fritz, pe de o parte, pe de altă parte, și aceste întâlniri au avut loc și cu domnul Alin Nica, președintele Consiliului Județean. Practic, în acest moment, singura soluție este o solicitare de ajutor din partea Guvernului României, solicitare care a fost trimisă de către Prefectura Timiș. Discuții la nivel înalt între președintele american Joe Biden și cancelarul german Olaf Scholz. Concluziile întâlnirii dintre cei doi lideri le vedem după o scurtă pauză. Ne întoarcem. Președintele american Joe Biden a primit vizita noului cancelar al Germaniei, Olaf Scholz, în contextul tensiunilor de la granița de est a Ucrainei. Liderul de la Casa Albă a avertizat că în cazul unei invazii rusești, gazoductul Nord Stream 2 nu va mai exista. If Russia makes a choice to further invade Ukraine, we are jointly ready and all of NATO is ready. Today, the Chancellor and I discussed our close cooperation. Develop a strong package of sanctions that are going to clearly demonstrate international resolve and impose swift and severe consequences if Russia violates Ukraine's sovereignty and its territorial integrity. Prezent alături de șeful guvernului german, Joe Biden a mulțumit aliaților europeni pentru solidaritatea în ceea ce privește dilema ucraineană. Liderul de la Casa Albă a anunțat că o nouă invazie în Ucraina va aduce sfârșitul gazoductului Nord Stream 2. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer Nord Stream 2. We will bring an end to it. Cancelarul Germaniei Olaf Scholz a fost mai puțin clar. As I already said, we are acting together. We are absolutely united and we will not taking different steps. We will do the same steps and they will be very, very hard to Russia. Între timp, ultimele cifre oficiale arată că în anul 2021 exporturile de gaze naturale ale Rusiei către Germania prin conducta Nord Stream 2 s-au păstrat la un nivel record. Numai puțin de 59,2 miliarde metri cub de gaze naturale au fost transportate prin gazoduct în anul precedent. De la punerea în funcțiune a conductei, peste 441 miliarde metri cub de gaze naturale rusești au fost livrate prin Nord Stream.
Și tot la Washington s-a întâlnit și șeful diplomației americane Anthony Blinken cu omologul său din partea Uniunii Europene, Joseph Borrell. Cei doi au reafirmat că Statele Unite și aliații europeni vor face front comun ca răspuns la agresiunea Rusiei și un potențial conflict cu Ucraina. De asemenea, șeful diplomației americane a anunțat că s-au găsit soluții pentru a asigura securitatea energetică a Europei. Secretarul de stat Anthony Blinken s-a întâlnit la Washington cu Joseph Borrell, înalt reprezentant al Uniunii Europene, pentru a discuta soluții în ceea ce privește o potențială criză energetică în cazul în care Rusia va alege să invadeze Ucraina. We developed a high impact, quick action response that would inflict massive costs on the Russian economy and financial system, including sanctions and significant export controls that would have a long-term effect in denying Russia the technology that it needs in key sectors. And we're working closely with the EU as they prepare complementary actions. Și șeful diplomației Uniunii Europene a anunțat că speră ca diplomația să aibă câștig de cauză. And certainly we are living, to my understanding, the most dangerous moment for the security in Europe after the end of the Cold War. 140,000 troops massed in the border is not to go to have tea. We believe that a diplomatic way out of the crisis is still possible. And we hope for the best, but we prepare for the worst. Anthony Blinken a vorbit și despre un potențial ajutor în domeniul energetic pentru UE. We're determined to prevent that from happening and to mitigate the impact on energy supplies and prices should Russia choose to cut natural gas supplies to Europe more than it already has. Informație de ultimă oră în Jurnal, doamnelor și domnilor, dosar penal în urma încăierării de ieri din plen între Virgil Popescu și George Simion. Gabriela Mihai ne completează informația. Te ascultăm, Gabi, ce date ai? Bun găsit. În aceste momente, Parchetul General s-a sesizat din oficiu în privința incidentului care a avut loc ieri în Parlamentul României și a fost înregistrat un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar asta după ce am văzut că în urma ceea ce s-a întâmplat în plenul Camerei Deputaților, George Simion, deputat în Parlamentul României și lider al formațiunii politice AUR, în timpul ședinței Camerei Deputaților s-a deplasat la tribuna plenului Camerei, în timp ce ministrul energiei Virgil Popescu își susținea discursul la moțiunea simplă împotriva sa, agresându-l pe Virgil Popescu. Am văzut imaginile care au fost ieri în timpul plenului. George Simion s-a dus la Virgil Popescu, ministrul energiei, în timp ce acesta își ținea discursul. L-a luat de gât și l-a făcut hoț. În replică, Virgil Popescu i s-a adresat lui George Simion, făcându-l prost. Ulterior, ședința a fost întreruptă de cel care conducea, președintele de ședință, și am văzut că Virgil Popescu, ministrul energiei, a anunțat că la rândul său va face și el o plângere la parchet. A solicitat astăzi Camerei Deputaților și imaginile surprinse pe camerele de supraveghere, acestea urmând să fie atașate la plângerea pe care Virgil Popescu o va depune la parchetul general. Mulțumesc foarte mult, a fost Gabriela Mihai. Vă reamintesc informația momentului. Parchetul general s-a autosesizat după scandalul din Parlament de luni, care a avut protagoniști pe George Simion, liderul AUR, și pe Virgil Popescu, ministrul energiei. Ancheta se desfășoară in rem, fapta vizată fiind una de ultraj. Continuăm și cu alte subiecte. O instanță a emis un ordin judecătoresc pentru a împiedica claxoanele. Mai multe detalii după o scurtă pauză. Revenim. O instanță canadiană a emis un ordin judecătoresc pentru a împiedica claxoanele în centrul orașului Ottawa. Hotărârea vizează camionagii canadieni care ocupă capitala de mai bine de o săptămână pentru a protesta împotriva restricțiilor impuse de coronavirus. Cererea de emitere a unei ordonanțe de 10 zile a făcut parte dintr-un proces colectiv lansat în numele rezidenților, care au descris zgomotul produs de claxoanele nocturne ca fiind insuportabil. Această informație încheie, doamnelor și domnilor, știrile prânzului. Vin imediat datele despre vreme, iar de la fix începe News Pass cu Laura Chiriac. Pe curând!